Bine ați venit la Super Live, vă spune Mihai Mironica. Astăzi discutăm în primul rând despre meciul României. Începe campania de calificare pentru Cupa Mondială și primul meci al României va fi pe teren propriu în compania Macedoniei de Nord. Pe lângă această partidă vom discuta aici la Super Live și de două meciuri de asemenea interesante din preliminarele Cupei Mondiale. Unul dintre ele este Germania-Islanda, care se joacă în aceeași grupă cu grupa din care face parte echipa României. Moldova Force One este, să zicem așa, un subtitlu pentru această ediție, pentru că am doi invitați, doi foști mari fotbaliști care sunt originari din Moldova. Alături de mine în studio se află Daniel Pancu. Salut, Daniel, bine ai venit! Și de asemenea, legătură directă cu noi este Dorin Goian. Salut, Dorin! Bună ziua! Salut! Mulțumesc de invitație! Doi foști jucători importanți a echipei naționale a României și, cum spuneam, amândoi originari din Moldova. Discutăm despre partida României în compania Macedoniei de Nord, meci ce va avea loc pe Arena Națională, și încep discuția cu Daniel Pancu, care a și trăit această experiență de a înfrunta Macedonia pe când juca pentru echipa României și a și reușit să marcheze într-o victorie obținută de România în preliminarele Cupei Mondiale din 2006. Da, în primul rând e primul joc, e important. Mi-aduc aminte de startul unei campanii, nu știu care a fost exact, cu Christoph Daum. E comparabil cu jocul cu Muntenegru, când s-a jucat la Cluj, am plecat cu stângul, acel rezultat pentru de egalitate. Pentru mondialul din 2018. E foarte important să câștigăm acest prim joc. Probabil că miza jocului, își va spune cuvântul, se va juca, părerea mea, strict la rezultat, pentru că punctele sunt foarte, foarte importante în primul joc. Probabil că niciuna din echipe nu va risca foarte mult. Întâlnim o Macedonia care în niciun caz nu mai e echipa pe care o întâlneam în urmă cu ani. Ai amintit și tu de un joc de la Craiova și atunci i-am învins destul de greu, pentru că Adi a marcat mutul în minutul 89. 89 a fost? Da, credeam că da. Pe finalul... Tu ai marcat mai devreme, dar am marcat în prima repriză, dar ei au marcat în minutul Adi, în minutul 89. Au jucătorii buni, au jucători în primul rând în Italia, Pandev, Nestorovski, Elmas la Napoli, undeva unde ar fi un mai slab, nu neapărat cotați. Cred că pe linia de fund au jucătorii de la Scandia, de la Mol Vidi, toate că în stânga joacă Alioschi de la Leeds, da. Mai au jucători de la Dinamo Zagreb, de la Levante. Deci în niciun caz nu se mai compară Macedonia din urmă cu 15 ani cu cea de acum. Va fi un meci, am spus mai devreme, care se va juca pentru puncte, în special, nu pentru spectacol. Avem jucători în mare formă și noi, Stanciu, Ianis, care au făcut spectacol în Europa League, în cupele europene. Avem jucători în formă în campionatul intern. E o luptă pentru titularizare de la mijloc în sus. Jucătorii sunt în formă foarte bună. Să sperăm la o victorie. Dorin, pe tine te iau cu apărarea direct. În finalul anului trecut, în ultimele două meciuri, Mirel Rădoi a jucat cu câte trei fundași centrali în partida amicală cu Belarus și apoi în ultimul meci al anului cu Irlanda de Nord. O păstra oare această variantă cu trei fundași centrali sau schimbă din nou și jucăm cu o apărare de patru, cu doi fundași centrali, teoretic o formulă, să zicem, mai ofensivă pe teren propriu? Personal, cred că se va reveni la varianta cu patru fundași centrali. Atunci, să zic așa, a fost și o perioadă în care în anumite jocuri de verificare s-au încercat și alte formule. Dacă ținem prea bine minte, la un moment dat i s-a și reproșat lui Mirel faptul că încearcă prea multe sisteme și practic ar trebui echipa națională să se axeze pe un sistem de joc în care clar relațiile de joc se pot consolida mult mai bine. Revin. Personal, cred că se va reîntoarce la patru fundași centrali. Acum depinde, vom juca cu doi închizători sau vom merge pe un 4-3-3 clasic.
Trebuie să fim foarte atenți pentru că, într-adevăr, așa cum spunea și Daniel, de la mijloc în sus, echipa Macedoniei dispune de jucători de mare valoare, jucători care evoluează constant la echipe importante din Europa și va trebui să fim foarte atenți acolo. Probabil pentru o siguranță în plus pe faza defensivă, poate n-ar fi o variantă cu doi închizători, dar la urma urmei jucăm acasă, e nevoie să debutăm cu o victorie, să plecăm bine în această campanie de calificare. Cu siguranță Mirel și stafful său a analizat foarte bine echipa Macedoniei de Nord și știu exact cum vor aborda această partidă. Daniel, Mirel Rădoi, mai ales la primele sale meciuri ca selecționer, ne-a obișnuit să-l vedem trimițând în teren o formulă ultra-ofensivă. Chiar și împotriva Islandei, într-un meci atât de important și atât în deplasare, el a mers pe o formulă foarte îndrăzneață. Crezi că așa se va întâmpla și acum? Adică să avem, de exemplu, doar pe Răzvan Marin în fața apărării și în rest o formulă cu 5 jucători de atac? E greu. Nu știu cum a gândit Mirel jocul ăsta, dar ținând cont de faptul că întâlnim un adversar care joacă, sau ultimele jocuri le-a jucat într-un sistem 3-4-3, zona din fața apărării, dacă e ocupată doar de un singur jucător, poți avea mari probleme pe faza defensivă, pe intrările jucătorilor din lateral, atacanții laterali ai adversarului, dacă intră între linii, își creează superioritate, e greu de acoperit. Într-adevăr, ai undeva același avantaj și tu, pentru că jucând cu un singur închizător și cu doi interi, același lucru poți spune și tu, de exemplu, cum ar fi jucători ca Yanis Hagi sau Denis Mann, Coman sau Mihăilă, intrând în spatele celor doi mijlocași centrali de la Macedonia, același lucru se poate spune pe faza de atac. Pentru mine, dacă mă întrebe, e riscant să jucăm cu un singur închizător jocul cu Macedonia. L-ai pune, de exemplu, și pe Crețu sau pe Cicâldău alături de... No, variante sunt multe. El simte cel mai bine Mirel, chiar dacă, din păcate, nu este printre ei acolo să ia exact pulsul și asta e un subiect sensibil pentru că e o pierdere. Faptul că antrenorul nu este prezent alături de jucători în cantonament pentru a pregăti un joc atât de important în campania asta de calificare. Soluții sunt. Jucătorii sunt în formă, toți jucătorii, majoritatea, mai mult de 90%, joacă meci de meci la echipele de club. Sper să fie inspirat. La fiecare partidă, pe lângă aceste pronosticuri clasice despre care vorbim, cine câștigă sau chestiuni de genul acesta, vorbim și despre pariuri speciale. Ei bine, la această partidă vă propun să mergeți pe cornere mai multe pentru echipa României, pentru că ne așteptăm, mai ales dacă ne va lua mai mult timp pentru a reuși să marcăm un gol. Ne așteptăm la o ofensivă așa din partea echipei României. De asemenea, sunt și alte pariuri speciale de jucat. De exemplu, goluri puține, pentru că România, în general, în meciurile sale, dacă nu e vorba de o superforță, nu a avut meciuri cu goluri multe. De exemplu, cu Irlanda de Nord, care este cam din aceeași clasă, a avut două partide în toamna anului trecut cu goluri mai puține marcate. Dorin, de la cine vine principala speranță pentru tine? Avem un Stanciu care a ajuns, iată, până în sfertul Europa League, este singur român rămas în cupele europene. Îl avem pe Yanis Hagi, care tocmai a reușit să devină campion cu echipa la care ai jucat și tu, Rangers. Îi avem pe cei doi tineri care joacă în flancuri în Italia, la Parma, Man, Mihăilă. Sigur, atacanții centrali, Pușcaș, Cheșeru, care continuă să marcheze și în acest sezon. De la cine vine mai ales speranța pentru tine? Cu siguranță, pentru că a fost acest sfert de Cupa UEFA, de Europa League, Rangers, Slavia, s-a vorbit foarte mult despre Yanis Hagi și Stanciu. Amândoi sunt într-o formă grozavă, Stanciu a și marcat. A marcat și în campionat, am văzut, sunt pe val. În astfel de meciuri în care pleci la o campanie de calificare pentru mondial,
chiar nu este important cine marchează. Este important să câștigăm, să plecăm cu dreptul. Îmi doresc să, nu știu, mi-aș dori să marcheze Kirikeș, pentru că ar conta foarte mult pentru moralul lui, ținând cont că vine după o accentare să reușească să marcheze un gol, mai ales dacă e de 3 puncte, cu siguranță va conta foarte mult pentru moralul lui în ceea ce va urma. Personal aș miza pe Puskás în detrimentul lui Keșeru. Mi se pare jucătorul mai de careu, mai număr 9, mai marcator, dar de la mijloc în sus avem jucători de mare calitate, jucători cu imaginație, jucători cu fantezie și combinativ și pot face diferența în orice moment. Ai spus mai devreme că ți-ai dorit chiar un gol pentru Kirikeș, capitanul echipei noastre. Este un lucru care aduce aminte de acea performanță a ta, golul decisiv cu Olanda, care ne-a dus la Euro 2008. Kirikeș pare a fi un punct fix, este totuși capitanul echipei României, chiar dacă a avut probleme la echipa de club, cum spuneai, și cu accidentările. Pe cine ai vedea lângă capitan? Pe Burcă sau pe Nedelcearu? Personal aș merge momentan cu Nedelcearu. Jucăm acasă, trebuie să construim. Mi se pare Nedelcearu pe faza de construcție, să zic așa, puțin mai mobil decât Burcă. Burcă și el, jucător într-o formă bună, jucător care evoluează constant la CFR Cluj, dar ținând cont că jucăm acasă, mi se pare mai mobil Nedelcearu și aș alege varianta cu el să facă cuplu alături de Kirikeș. Așteptăm din Bihor, de la Oradea, inspirația în centrul atacului, pentru că bihoreni sunt și Keșeru și Puskás. Foarte multă inspirație în Oradea în ceea ce privește un bilet jucat la Superbet. Ei bine, nu s-a întâmplat niciodată în istorie, s-a bătut un record, 500.000 de lei, s-a atins plafonul maxim care poate fi jucat, câștigat la Superbet. Ei bine, un jucător din Oradea a câștigat 500.000 de lei cu 30 de lei jucați aproximativ, o performanță excepțională, a prins 29 de evenimente, fără a miza pe cote mari, pe la 1.30, 1.40, așa, a prins sigur și bonusul de 150%, să remarcăm că la Superbet s-a mărit limita maximă de câștig de la 150.000 de lei la 500.000 de lei, o performanță așadar excepțională, un record în istoria Superbet aici în România și remarcăm, pentru că în fiecare ediție prezentăm un bilet Big Win care să vă inspire, remarcăm această performanță extraordinară. Daniel, o inspirație... 500.000 cât înseamnă? Mi-e și frică să fac transformarea, dar înseamnă 50.000 de euro sau ceva de... Nu? Sau... 100.000 de euro, da. 100.000 cu 30 de roni? Cu 30 de lei, 100.000 de euro, da, bravo. Da, e o performanță cu 29 de evenimente. 29 de meciuri, deja mergi spre știință din aia extraterestră. Ne încercăm și noi forțele aici împreună cu Daniel și cu Dorin, pe aplicația care are atât de mult succes, Super Social, aplicația Superbet. Voi încerca aici pe tabletă să completez împreună cu Daniel și Dorin. Suntem aici în contul meu, dar sigur pe Super Social puteți să găsiți și ambasadorul Superbet, fost mari jucători, Ilie Dumitescu, Gică Craioveanu, sunt acolo de asemenea, Bogdan Stelea, Florin Răducioiu și multe alte personalități, peste 200.000 de jucători. Începem așadar în contul meu și mergem să alegem niște evenimente, de exemplu, cum spuneam, ne concentrăm pe preliminariile cupei mondiale și iată un meci aici interesant, Turcia cu Olanda sau țările de jos, cum se cheamă mai nou. Daniel, ce ai vedea la Turcia cu Olanda? Amândouă echipele sunt calificate la Euro. Sunt calificate, ambele spirit ofensiv. Turcia acasă, echipă care joacă mult mai bine decât în deplasare. Nu știu, un meci cu goluri ăsta. Un meci cu goluri. Bun, interesant, ok. Hai să zicem un 3-6 goluri, ți se pare ok?
36 goluri e o cotă bună, 1.90. Adică cred că simți că măcar simt că 3 goluri se marchează. Se marchează, bun. Și atunci, ca să mărim cota, zicem un 36 goluri. Bun, aici am rămas cu 36 goluri. Acum mergem, ce să mai alegem noi de aici. Hai să mergem joi. Să vedem joi. Joi. Ce meciuri interesante. De exemplu, Germania-Islanda. Dorin, la Germania-Islanda cam ce ai vedea așa? Eu aici aș merge pe două variante. Ori prima repriză 1, să câștige Germania prima repriză, pentru că cu siguranță și cota îi se va mări. Sau atunci, de asemenea, joc cu multe goluri și aș merge de asemenea pe un 3-6 goluri. Bun, și bănuiesc că te gândești că Germania va câștiga acest meci. Da, din punctul meu de vedere este marea favorită. Dacă mergem pe victorie Germania și punem și mai multe goluri lângă victorie, putem obține o cotă mai bună. Uite, mergem combo final 1 plus goluri. Deci avem 1 și 3-6 goluri, cum ai spus tu. E o cotă bună, 1.67, pe care o adăugăm la cea pe care o aveam de 1.90. Bun, am terminat și cu meciul acesta și mergem la România-Macedonia de Nord. Daniel, ce zici la România cu Macedonia de Nord? La România cu Macedonia de Nord, cred că vom câștiga și se vor marca puține goluri. Bun, iată, interesant. Mergem din nou la combo, 1 plus goluri, 1 de la victoria României și, să zicem, puține goluri. Deci ar fi un 1 și 0-2 goluri sau 1-0-3 goluri. Cum zici? 1-0-3. Bun, o cotă foarte bună, 2-28. O adăugăm și pe aceasta și să mai găsim un eveniment la care să-i cerem opinia lui Dorin. De exemplu, o partidă interesantă este aceasta dintre Italia și Irlanda de Nord. Dorin, Italia merge beton sub conducerea lui Roberto Mancini și au revenit, s-au calificat câștigând toate meciurile la Euro din acest an. Pe Irlanda de Nord, cu ea te-ai mai familiarizat pentru că ai văzut-o în grupa României din toamna anului trecut în Nations League. Ce zici la Italia cu Irlanda de Nord? Italia favorită clar, dar spun de asemenea că nu se vor marca multe goluri. De asemenea aș merge pe un 1. Bun, 0-3 goluri. Cu 1 și cu 0-3 goluri. Interesant, pentru că într-adevăr Irlanda de Nord a demonstrat că poate să facă un joc defensiv foarte bun, chiar și când a jucat în grupă, în preliminariile recente a fost cu Germania și cu Olanda și într-adevăr se ținea bine din punct de vedere defensiv, deci mergem tot așa, 1 și 0-3 goluri. E o cotă bună, 1.74. Și iată cum am ajuns din aceste patru evenimente la o cotă de 12.59. Nu e ea chiar cota aia nebunească pe care o propunea domnul din Oradea, dar bun. Și publicăm această cotă de 12.59 din patru evenimente. Așadar, pe aplicația Super Social puteți găsi acest bilet în contul meu, un bilet pe care l-am făcut împreună cu Daniel Pancu și Dorin Goian. Am vorbit despre meciul României, am amintit și despre Germania cu Islanda, meci care de asemenea are loc în grupa noastră. Dorin și-a spus părerea mai devreme, am să-l întreb și pe Daniel ce credeți despre acest meci. Avem o echipă a Germaniei cu un lot înfiorător. Pe lângă faptul că erau favoriți dinainte, am luat niște informații de la tine înainte de a intra în emisiune. Mi-ai spus că Islanda are absențe de marcă, 3-4 jucători foarte importanți. Și tu ziceai, de ce nu i-am prins noi în perioada asta, pentru că am fi avut o șansă în plus să batem Islanda, deci există o singură favorită la acest joc. De fapt, Germania va fi favorită în toate jocurile din această grupă. Da, Gylfi Sigurdsson, care ne-a marcat ambele goluri în acel baraj din toamna lui trecut, nu joacă în acest meci. De asemenea, de la mijloc, Alfredsson, absentează doi jucători din atac, Finn Bogason și Kjartansson, nici ei nu pot juca pentru Islanda.
de partea cealaltă, Germania, o echipă tânără, o echipă cu foarte mulți jucători. Dorin, cum ar fi fost în apărare să joci împotriva acestor băieți pe care probabil și România îi va întâlni duminică? E vorba de Sané, Gnabry și Werner, cam așa se anunță trioul ofensiv al Germaniei, foarte multă viteză. Am jucat împotriva lui Sané când încă era pe la Schalke și credeți-mă că am dormit bine noaptea. La urechi, otita. Am avut somnul lin. Dar încă de pe atunci era văzut ca un mare talent și un jucător cu un viitor strălucit. Faptul că a ajuns la Bayern pentru mine este o confirmare a valorii sale și a muncii care o depune zi de zi. Clar, Germania favorită în grupa noastră, marea favorită, dar ziua de astăzi și în fotbalul de astăzi, cu puțin noroc, cu organizare foarte bună, cu ambiție, de ce nu? Dar trebuie să recunoaștem că pornesc ca mari favoriți. Orice punct sau puncte împotriva Germaniei va fi cu siguranță o mare performanță pentru echipa noastră, dar noi ca suporteri așa din fața televizorului nu putem decât să reținem pumnii echipei naționale. Bun. Și pentru că la fiecare meci vorbim și despre pariuri speciale, vă recomand la această partidă dintre Germania și Islanda un număr mai mare de outuri și de asemenea un număr mai mare de faulturi, pentru că Islanda, stând foarte mult în defensivă, lipsind de acești jucători de atac, va încerca să fragmenteze cât mai mult jocul, să reziste cumva tăvălugului german, mai ales pentru că meciul se va juca în Germania, pe terenul echipei lui Joachim Löw. Și acum am ajuns la meciul campioanei mondiale. Franța joacă pe teren propriu în compania Ucrainei. Franța și Ucraina, ambele formații, sunt calificate la Euro, turneul final care va avea loc în acest an. Franța a impresionat și în toamna anului trecut, Daniel, și într-un amical pe care l-a jucat anul trecut în toamnă, a bătut-o pe Ucraina cu 7-1. Sigur, meciul nu este foarte relevant pentru că Ucraina a avut lotul afectat de pandemie, dar este clar că Franța arată foarte bine în acest moment. L-am văzut pe Mbappé și în ultima partidă de campionat cu Lyon, reușind să marcheze din nou, este într-o formă extraordinară. Bine, fiind campioana mondială, jucând acasă cu orice adversar ar fi pornit favorită, va porni și cu Ucraina. Totu mi-ai spus că sunt două absențe importante, Tsigankov și Stepanenko la ucraineni. Nu mai e același lucru de la jocul ăsta amical pierdut, pentru că aveau multe cazuri de COVID. Ucraina are jucători care să pună probleme apărării Franței, într-adevăr. Dacă le lași spații la jucătorii pe care i-ai enumerat tu mai devreme, e greu, e foarte greu. Dacă mă întreb pe mine, cred că nu va fi o diferență foarte mare și mai cred că Ucraina poate marca în Franța. Bun, interesant, iată ce ne propune Daniel pentru acest meci. Dorin, Ucraina totuși este o echipă care, când ți-e lumea mai dragă, reușește să dea câte o mare lovitură. Să ne aducem aminte, în toamna anului trecut totuși a reușit să o bată pe Spania în Nations League, iar în preliminariile pentru acest Euro la care este calificată, Ucraina urmă să joace chiar la București, pe arena națională, e bine, Ucraina a câștigat o grupă din care făcea parte deținătoarea titlului european, Portugalia. 4 puncte din 6 obținute de Ucraina în compania Portugaliei lui Ronaldo. Așadar, Ucraina poate să producă ceva interesant. Iată, Daniel ne spunea că poate să marcheze pe Stade de France. Tu cum vezi acest meci? Ucraina în deplasare am văzut că nu prea face jocuri foarte, foarte, foarte bune. Acasă sunt mai ok, dar în ultimele 3 deplasări am văzut că au pierdut fiecare joc. În Elveția am văzut că au pierdut, în Germania, deși în Germania au condus cu 1-0 și apoi au fost întorși 3-1, dar totuși jucau împotriva Germaniei. Da, având acea victorie împotriva Spaniei, cu siguranță Ucraina este o echipă care, dacă prinde o zi bună și, să zic așa, cu un lot oarecum complet, cu siguranță poate să pună probleme și poate să încurce.
Dar personal nu cred că va fi cazul. Totuși joacă cu Franța, campioana antitră, o echipă foarte puternică care de multe ori joacă parcă din ce în ce mai bine și nu știu, se leagă mult mai bine. Am văzut că a bătut Suedia în ultimul joc 4-2. Portugalia, mă uitam, Mbappé la ultimele două jocuri nici măcar nu a jucat. Cel puțin în meciul cu Suedia a pornit ca rezervă. Au jucat un 4-4-2 și în față au jucat cu Griezmann și cu Giroud. Vă dați seama, dacă Franța își permite să-l țină pe banca de rezerve pe Mbappé, asta spune multe despre valoarea lotului și personal cred că Franța se va impune fără probleme. Apropo de Mbappé, acesta ar avea legătură și cu pariul special pe care vi-l propun pentru acest meci. Două goluri marcate de Mbappé ar fi de încercat și de asemenea o lovitură de la 11 metri obținută de Franța. Franța care i-are în atac și pe Griezmann și pe Dembélé. Dembélé care revine după 2 ani și 4 luni în naționala Franței, el reușind să marcheze 8 goluri în acest sezon pentru FC Barcelona. Daniel, aș vrea, deși suntem la început de campanie preliminară pentru Cupa Mondială, să te întreb așa la modul general legat de Franța. În istoria Cupei Mondiale, doar două naționale au reușit să câștige Cupa Mondială de două ori la rând. Odată Italia, în anii 30, și apoi Brazilia în 58. Am văzut aseară ăsta cu pele pe Netflix. Iar aseară l-am văzut, da. În 58 și 62, într-adevăr, Brazilia. 62 în Chile și 58 în Suedia. Bun. Dar iată că în istoria modernă a fotbalului nimeni n-a mai reușit așa ceva. Ar putea fi Franța capabilă să câștige două titluri mondiale la rând. Ea a reușit o serie extraordinară când avea generația actualului selecționer de Deschamps, Pierre Henry, European Zinedine Zidane, și mondial, cum a reușit și Spania. Da, dar două mondiale la rând. Crezi că este capabilă? Bine, nu e imposibil, dar sunt multe echipe foarte bune în momentul de față și consider totuși un lucru greu de realizat. Bun, și pentru sfârșitul discuției cu Dorin Goian, ne întoarcem la echipa României. Dorin, care sunt șansele noastre în această grupă? Sigur, putem să fantazăm și cu primul loc, pentru că până la urmă naționala cu tine în echipă a terminat pe primul loc înaintea Olandei, în preliminarele lui Euro, și de asemenea, mai realist, care sunt șansele noastre pentru locul al doilea, care ne-ar permite să luptăm în continuare prin baraje? Germania favorită, clar, iar noi pentru locul 2 ne vom lupta cu Macedonia de nord, Islanda. Personal pe Islanda sunt sigur că vom bate de această dată. Nu mi s-a părut o echipă de speriat nici atunci în acel baraj. Am prins noi, cred, o zi mai nefastă. Dar avem șanse mari pentru locul 2 și personal îmi doresc foarte mult să luăm măcar să primim locul 2. Clar, locul 1 nu este imposibil, dar trebuie să fim realiști. Diferența este destul de mare între noi și Germania. De fapt, între Germania și cam celelalte echipe din grup. Daniel, este imposibil primul loc și care sunt șansele noastre la locul al doilea? E imposibil primul loc din punctul meu de vedere, chiar dacă suntem români și suntem optimiști. Pentru locul al doilea, șansele sunt egale cu Macedonia de Nord, în opinia mea. La fel ca Dorin, exclud și eu Islanda din această luptă pentru locul 2. Daniel Pancu, Dorin Goian, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Super Live. Doamnelor și domnilor, mulțumim de invitație. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că v-ați uitat la Super Live. Să aveți inspirație și hai România!